Suceava. Da. Există la, la Suceava. Altceva aș spune eu, ar fi important ca anumite, dar vreau să intru acum prea multe detalii tehnice, ca anumite soiuri tradiționale să se păstreze nu doar într-o bancă unde să fie conservate, ci să se conserve într-un mod dinamic, printr-o utilizare a lor și o legătură cu ceea ce spuneați și dumneavoastră, anumite moduri de a face agricultură și de a răspunde la o anumită cerere de pe piață vis-a-vis de anumite categorii de, de produse. Asta probabil că ar trebui, dar legat de organisme modificate genetic sau, eu știu, alte moduri de a face agricultură, Uniunea Europeană e suficient de mare pentru a nu fi restrictivă din aceste puncte de vedere. Important este pentru mine, chiar dacă și eu am părerile mele personale, dar dincolo de asta, calitatea și responsabilitatea pe care am, important pentru mine și mai ales în agricultură este ca oamenii să poată să aleagă, să aleagă în cunoștință de cauză. Și agricultorul când decide ce produce, și consumatorul când decide ceea ce consumă. Cred că în Uniunea Europeană, viitorul agriculturii și agricultorilor, modul de a face agricultură, e legat de capacitatea de informare și de acces la cunoaștere și la informare, atât din partea agricultorului, cât și din partea consumatorului. Și în asta integrez și problematica vis-a-vis de anumite soiuri modificate genetic. În trebuie să fie spus, doar un singur soi modificat genetic se cultivă în Uniunea Europeană și, într-adevăr, să importe mai multe, pentru că pentru hrana animalelor, pentru soia, de exemplu, Uniunea Europeană e deficitară. Dar important este să existe reguli care să fie clare și ele să fie cunoscute de, de către beneficiar, consumator sau agricultor. Reguli cred că avem suficiente, ceea ce e mai greu să facem ca ele să fie cunoscute și să fie cunoscute ca și principii, nu atât ca reguli restrictive. Pentru că în spatele fiecarei reguli, cel puțin asta încerc prin politica agricolă comună, în ceea ce fac acum, în spatele fiecarei reguli care e propusă pentru decizie, să existe o argumentație coerentă și să există anumite justificare. Nu impui o regulă de dragul de a avea o regulă, ci pentru a-ți atinge anumite obiective. Și asta e important, să fie cunoscute de către beneficiar, nu atât litera legii, care trebuie să fie cunoscute de autorități, dar mai ales spiritul legii cunoscut de către beneficiarul. Mulțumim foarte mult!